Doi tineri din Căușeni au ajuns pe mâna poliției după ce au vrut să se plimbe cu taxiul. Nu contra cost însă, cum se obișnuiește, și nici cu altcineva la volan care să-i ducă la destinație. Aceștia au oprit mașina, l-au scos afară cu forța pe șofer și s-au făcut nevăzuți cu tot cu automobil. Cazul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Hoții, dintre care unul este minor, au fost prinși după câteva ore, în timp ce se îndreptau spre Anenii Noi. În momentul reținerii, tinerii au încercat să fugă, dar fără succes. În ultimele 24 de ore, poliția a primit peste 500 de apeluri și a inițiat 44 de cauze penale, inclusiv unul pentru omor. De asemenea, au fost comise 2 jafuri și 14 furturi și au fost înregistrate 4 cazuri de violență în familie. Pe traseele din țară s-au produs 4 accidente rutiere.